Preajna, care este o fiică a comunei Valea Seacă și care cred că este una dintre cele mai importante modele pozitive din, din zonă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, George. Cred că emoțiile mele sunt dublate de faptul că evenimentul de astăzi este centrat în jurul acestor copii minunați, în jurul Iseforei, în jurul Sofiei, în jurul Aviniei, în jurul lui Daniel, al lui David, al lui Manix și al lui Călin. Dacă v-am botezat, vă rog să mă iertați. Felicitări, în primul rând, acestei echipe minunate coordonate de doamna profesor Oana Jianu, felicitări și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Valea Seacă, pentru că rezultatul lor este clar un cumul al efortului depus de fiecare cadru didactic de acolo, în parte. Marcăm, cum spuneau și colegii mei, 168 de ani de la dezrobirea comunității rome în România și cred că la 168 de ani aveți mai multe drepturi decât oricând. Copiii dumneavoastră au dreptul să studieze în școli performante, în școli pe care, zic eu, organizația politică pe care o reprezint le-a construit, le-a pus la dispoziția copiilor dumneavoastră. Copiii dumneavoastră merită mai mult decât oricine, da? Mă refer aici la alte grupe de vârstă, să studieze, să ajungă să termine o facultate, un master și de ce nu un doctorat, pentru că, exact așa cum spunea și domnul prefect, puterea exemplului este peste orice altă lecție, peste orice altă dezbatere pe care urmează să o facem noi aici. Și eu vin, cum v-am mai spus și nu vreau să mă repet, dar știți cu toții, provin dintr-o comunitate în care etnia romă deține o pondere semnificativă și mă mândresc cu lucrul acesta pentru că niciodată nu voi putea privi etnia romă altfel decât privesc colegii, prietenii, cetățenii de naționalitate română. Pentru că avem prieteni de etnie romă, părinții mei cadre didactice la bază au prieteni de etnie romă, cunosc copii și avem prieteni care au copii, care au absolvit o facultate, au devenit dascăli la rândul lor și atunci nu ne putem raporta la prietenii, la consătenii noștri, decât la oameni care și la persoane dragi care au reușit. Și am mai spus-o probabil și la alte întâlniri, cred că aici greșește cumva comunitatea romă, că nu-și promovează foarte mult personalitățile. Pentru că aveți personalități, aveți scriitori, aveți muzicieni de seamă, aveți profesori, aveți doctori. Deci ați reușit fiecare în anumite profesii și modelele pe care le are comunitatea romă ar trebui mediatizate mai mult, pentru că, repet, ar reprezenta mai mult decât orice altă dezbatere și decât orice alt proiect guvernamental pe care statul român l-ar derula. Pentru că, de altfel, prezența noastră aici a reprezentanților Consiliului, a domnului președinte Valentin Ivancea, a președintele Consiliului Județean, a domnului prefect, reprezentantul Guvernului Teritoriului, Cean Bogdănel, doamna inspectorul școlar general, Anca Egarmin, domnul primar, eu ca reprezentant al Parlamentului, arată faptul că suntem dispuși și am conlucrat noi, repet, ca reprezentanți ai formațiunii politice pe care o reprezint, întotdeauna fiind o formațiune socială, întotdeauna am lucrat în folosul comunităților defavorizate. Și știm foarte bine că strategiile guvernamentale pe care le-am derulat de curând, pe care reprezentanții guvernului le-au derulat de curând, vor aduce un plus de valoare. Vorbim, nu știu, despre înființarea 150 de centre de zi în care copiii proveniți din zone defavorizate vor putea studia, vor putea primi cursuri extracurriculare, vor putea descoperi sau își vor putea descoperi pasiunile. Vorbim despre o serie de fonduri care se duc spre acești copii proveniți din zone defavorizate. Pentru că este nevoie. Într-adevăr, statisticile ne omoară și ne sperie. Nu mai are rost să mai aducem în discuție locul pe care ne situăm din punct de vedere al abandonului școlar, al abandonului maternal, al sărăciei, al nașterilor timpurii în comunitatea dumneavoastră. E o problemă, dar repet, exemplele pe care le aveți și sunt numeroase, cred că ne pot salva și pot elimina decalajele pe care România le înregistrează din punct de vedere al zonelor mai dezvoltate și s-au raportat la comunitățile defavorizate. Trebuie să învingem aceste decalaje, doar împreună le putem învinge, pentru că nu ne putem dezvolta noi ca țară dacă nu dezvoltăm comunitățile rome, nu dezvoltăm comunitățile defavorizate în general. Și, cum am mai spus, e important ca împreună
cei care provin din zonele dumneavoastră, din comuna Valesacă și din alte comune, din orașul Bugu, și văd pe domnul primar aici prezent. Deci e important ca autoritățile locale care reprezintă aceste comunități, este important ca autoritățile județene, ca autoritățile guvernamentale să facă echipă cu cei de acolo, din zonele dumneavoastră, cu profesorii, cu asistenții educaționali, cu asistenții vocaționali, cu mediatorii, pentru că dumnealor cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă copiii și adolescenții dumneavoastră. Putem schimba destine, mă repet, doar acționând împreună și făcând tot posibilul să schimbăm mentalități, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, eu mă consider o persoană fericită. Mentalitatea negativă care se manifestă la anumiți români, la adresa comunității dumneavoastră, nu m-a caracterizat niciodată, dar, repet, sunt o persoană care a crescut într-o comunitate cu cetățeni care au reușit, cetățeni de etnie romă care au reușit, care mi-au fost prieteni, care mi-au fost studenți, am studenți de 10, sau am avut și voi avea, am avut chiar anul trecut, promoția trecută, am avut studentă de etnie romă care a terminat șefă de promoție. Era dintr-un alt județ limitrof, dar era de etnie romă, nu lipsea la niciun curs, la niciun seminar. Deci, repet, eu nu pot manifesta sau nu poate caracteriza o mentalitate negativă, dar avem de muncă la capitolul acesta în raport cu alți cetățeni români, deci avem de corectat mentalități și împreună, zic eu, scoțând la suprafață exemplele comunității, exemplele de reușită ale comunității noastre, vom reuși acest lucru. Eu vă doresc mulți ani în libertate, mulți ani cu rezultate deosebite, multă sănătate și oricând vă stau la dispoziție și facem echipă în continuare, pentru că vă respect cu adevărat.